Balaurul lacului Cu mulți ani în urmă, pe țărmul lacului Zirniț, într-una din cele mai frumoase ținuturi ale Austriei, se înălța un castel străvec și foarte frumos. În acest castel locuia ducele Rudolf, care în acele zile îndepărtate domnea peste oamenii de prin părțile acele. Ducele Rudolf era un stăpân iubitor de sine și hain. Oamenii erau nevoiți să muncească din greu, din zori și până noapte, ca să plătească birurile uriașe pe care le cerea. Terenul de pe coastele muntelui era tare și petros. Și oricât ar fi muncit țăranii, tot nu puteau scoate recolte bogate și deseori de-abia aveau destui bani ca să cumpere de alegurii. Dar apele lacului zimniți erau bogate în pește, așa că oamenii nu mureau de foame, pentru că se hrăneau cu peștele pe care îl prindeau. Într-o bună zi, pe când ducele Rudor se plimba pe malul lacului, văzut mai mulți oameni aruncând unițile și plasele în lac. Ce e cu această necuviință?" strică el năprasnic. Lacul e al meu. Nimănui nu e îngătuit să pescuiască în el." Ducele porunci ca oamenilor să nu-l se mai dea voie să pescuiască în lac. Pe viitor, oricine va fi prins pescuind, va fi trimis la închisoare și pedepsit cu asprime oamenii primiră porunca cu măhnire. Avuseseră întotdeauna drept să pescuiască în lacul zirbiț și simțeau că ducele fusese din care afară de crud, răpindu-le acest drept. Ducele avea un fiu, pe nume Otto, un băiat de vreo 12 ani. Otto era senin la chip și bun la inimă, iar oamenii îl iubeau la fel de mult pe cât îl urgau pe tatăl său. Cel mai bun tovarăș de joacă al tânărului, Edgar, fiul unui sărman tăietor de lemne care locuia într-o comandă de scânduri pe malul lacului. Deși Otto treia într-un castel minunat, iar casa lui Edgar era obeată cu o ceabă, cei doi băieți se împetrimiseră încă de miți și se iubeau ca frați. La câteva zile după ce ducele dăduse porunca oamenilor să nu mai pescuiască în lac, Otto și Edgar se plimbau împreună pe țărb. Deodată se auziră niște voci mânioase. Edgar tremură strigând, Ascultă, e vocea tatălui meu. Ce s-o fi întâmplat? Cei doi băieți alergau la coliba tăietorului de lemne. Acolo îl văzură pe tatăl lui Edgar legat în lanțuri, mergând între doi dintre soldații ducelui. De ce? De ce l-ați legat pe acest om sărac?" strigă Otto cu ochii scăpărând. Ne supunem poruncii ducelui tatăl dumneavoastră," răspunse unul dintre soldați. Ne-a spus să prindem și să băgăm în închisare pe oricine pescuiește în lac." La rândul meu vă poruncesc să-i dați drumul acestui om strigă tânărul Otto. Imediat! Soldații înfricoșați de porunca rostită cu îndrăzneală se supuseră fără crăcnire. Dă dură drumul bărbatului și plecare. Betul tăietor de lemne se întoarse recunoscător către tânărul Otto și îi mulțumit pentru că l-a ajutat. Tata va fi foarte amonios, spuse Otto, dar mă iubește prea mult ca să mă pedepsească totuși mă tem că va căuta să te iar. Mai bine te ascunde înainte să ajungă la ore cele întâmplate. Tăietorul de lemne îi dă de dreptate și luându și rămas bun de la dragul său fiu. Edgar fugi departe peste munți, acolo unde ducele și soldații săi nu mai puteau ajunge. Când duce Rudolf auzi aceasta, se supără cumplit. Dar Otto era singura ființă pe care o iubea și n-ar fi putut îndurea să-l pedepsească. Îl chemă și spuse. Fiul meu, ai făcut o faptă nesăbăită. Dacă oamenii nu mi se supun, noi nu o să mai avem pești. Dacă acest tăietor de lemne va fi prins pe pământurile mele, va plăti scump pentru nesupunere. Săptămâni de-a rândul, sărmanul tăietor de lemne stătu într-un sătuc îndepărtat. Un țăran de prin acele părți îi dădu ceva de lucru și a astfel putut să-și câștige adăpoși de aleguri. Dar era întristat în fie ce zi, gândindu-se la fiul său Edgar și tânjind să-l vadă din nou. Într-o dimineață stătea lângă un gard viu, mânca niște pâine cu brânză. În fața lui se întindea lanul de grâu pe care țăranul îi ceruse să-l secere. Iar departe, în zare, se ridicau creștere munților care înconjurau căsta sa de odinioară. Vai, gândea sărmanul, pe unde o apri aceste aceea se joacă și fiul meu Edgar. Cine știe, poate că nu voi mai vedea niciodată. Tăietorul de lemne rupse în gândura pâinea pe care o ținea mână și firmiturile căzură pe pământ. Apoi, dintr-o căpiță de fân de lângă el, se furișea un șoarece alb care se apropie și început să mănânce firmiturile de parcă n nu s-ar fi temut de om. Tăietorul de lemne nu-l goni. Hai, vino, zise el, par tare flământ. Iar eu sunt prea amărât ca să mai mănânc. Pe când vorbea tăietor de limne, îi întinse pâinea și brânză, dar chiar în clipa aceea, șoriceul cel alb al pierie și în locul său se ivi un străin înalt cu fața atât de nobilă și de înțeleaptă, încât tăietorul de lemne își scoase de îndată căciula, fiind sigur că se află în fața cuiva de seamă. Nu știi cine sunt?" răsi străinul cu blândețe. Îți voi spune eu, sunt duhul lacului Zimiț." Ducele Rudolf spune că lacul este a lui, dar greșește. Eu singur sunt stăpânul apelor. Pe mulți oameni i-a făcut ducerea să sufere de foame, oprindu-i să pescuiască în lac. Și pentru a-l pedepsi, am născocit din ape un balaur înfricoșător, strunindu-l să facă mult rău în întreaga țară. Balaurul locuiește acum pe stângele aceea de lângă castelul ducelui și a cerut acestea să i dea pe fiul său Otto, că de nu va nimici întregul popor. Ce vești îngrozitoare strigă cu ochii în lacrimi tăietorul de lemn. Prințul Otto este un băiat curajos și bun. Îi datorez viața. Te bună seama că nu-l vei lăsa pe balaur să-l Mă voi întoarce de grabă acasă să pierd eu. Neptrebnicul în locul lui. Îngăduie ca balaurul să mă ucidă pe mine și o crotește al pe Otto. Ești un om curajos și cinstit, răspunse duhul lacului. Otto nu va poți nimic, făgăduiesc. Întoarce-te pe malul lacului și ajută să scape. Vei avea puterea asupra balaurului, iar la porunca ta se va întoarce în adâncurile lacului. Tăietorul de lemne plecă în mare grabă spre lacul Zimbrimiț. Cu cât se apropia, cu atât se auzeau mai tare, bocetele și vaietele amestecate cu urlete și un șuieret învelător. Când ajunse ajuns în mijlocul mulțimii de pe țări, îl văzu pe duce Rodolf, a cărui față tristă lăsa să se citească cât de mare era durerea cum înconjurase cu brațele lui gâtul lui Otto, care plângea amarnic. Stăpâne, spuse tăietorul de lemne, înclinându-se în fața ducelui Rudolf, care-i pricina acestei zarve? Balaur cel puternic pe care îl vezi acolo, răspunse ducele, îl cere pe fiul meu. Dacă nu-l dau pe Otto, întregul ținut va fi nimicit. Nu te teme, înălțimea ta, spuse tăietorul de lemne. Am putere să scap fiul de la moarte. Tăietorul de lemne se duse spre stânca uriașă, unde balaur se încrăzea la soare. Întoarce-te întoarce în adâncurile lacului, strigă tăietorul de lemne cu glasul său clar și puternic, pe care l-au zis toți cei de față. Deodată, balaurul se ridică în picioare, făcu o săritură uriașă, sări în apă și se văzu nevăzut. De bucurie, ducele Rudolf zise, Cum să te răsplătesc? Mi-ai scăpat viul, fiul de la moarte." Cerem orice vrei și dorința va fi îndeplinită. Cer, răspunse tăietor de lemne, ca de azi înainte să dai voie oamenilor să pescuiască nestingheriți în apele lacului. Ce inimă bună strigă cineva de lângă tăietorul de lemne. Și acel cineva era chiar duhul lacului. În timp, ce toți oamenii se uitau la el cu mirare, duhul lacului se urcă pe o stâncă înaltă și întinzându-și brațele către apele lacului spuse... Dorința tăietorului de lemne de a-și ajuta semenii va fi îndeplinită în alt chip. Coastele muntelui sunt petroase și neroditoare, dar din ziua aceasta voi face ca apele lacului să se retragă timp de șase luni pe alp, pe an, dând la iveală o câmpie mănoasă, unde recoltele voastre vor crește din belșug. Regele lacului perie, dar de atunci încoace, apele lacului zirnit se retragă în fiecare an, iar oamenii au parte de recolte așa de bogate încât nimănui nu-i mai este teamă că va muri de foame.